am rămas ca ultimă. De multe ori mă lăs la mândă ca să pot să le las lor, ca să aibă două oară de vreo să dau lecții la copiii mei, ca să aibă școală, să nu fii ca mine o alfabetică, că e urât ca să fii un om cerșător. Te înjură, te scuipă, te alungă, pun capul în jos și plec. Plouă, uitați! Cum ai ajuns tu situația asta? Am rămas orfană de tată, de 14 ani, după aia de mamă, de atunci a început să ne fie mult mai greu. Ne-am crescut unul pe altul. Am avut un frate mai mare ca noi, dintre mine și fratele Salantul mai mic, care au mai avut grijă de noi. Atât. Dar în rest, noi ne-am umblat cu munca, am umblat cu cerșetul, ca să nu punem mâna să furăm, să nu dăm în cap la oameni, să fim niște copii buni, să nu ne râd oameni. În situația asta am ajuns de când mă părăsi soțul meu din 2019. Am plecat cu femeia fratele meu. De atunci am rămas ca ultimă, cu doi copii mici după mine. Chiar nu sunt interesat în 3 ani de zile, nu le-a trimis la copii măcar o pereche de sosete. Ne-au abandonat. În 3 ani de zile ca să lupți zi de zi cu cerșătul ca să poți să-ți crești copii, e greu. E foarte greu. De multe ori mă lăs la mândă ca să poți să le lăs lor, ca să aibă două oară. Unde cerșești? Aici în sat. Știi tot satul, povestea mea, mă întreabă de ce ai nevoie. Dacă vrei să-mi dea barabule, îmi dă barabule, vrei să-mi dea un ban, îmi dă un ban, mă duc și-mi eu ceva mâncare de la magazin, că aici nu ai nicio posibilitate. Și apoi vin acasă și apoi mâine iar o iau din nou și apoi mâine iar o iau din nou. Nu, nu m-a pințat pe la noi. Toate satele eu la o altă. După aia trebuiam să dau copii la școală, că eu sunt alfabetică și nu știu. Nu mă dau părinții mei și asta a fost de început din 5, tot din 5. Mai greu, tot mai greu. Vara mă descurc, eu cum mă descurc, mă duc pe la unul, pe la altul, la muncă, la prășit, la cules de cartofi, oriunde. Rar oameni care se mai cheme aici la cartofi, la porumb, pentru că sunt alții că are mașină de aia automată, dacă știți, că le culege și le duce. Iarna mi-e mai greu, pentru că nu am lemne, nu am un animal. Am atâta, una alocația copiilor. Din 4 milioane trebuie să plătesc și lumină, trebuie să iau haine la copii permanent ca să pot să le trimit la școală. Le trebuie vestă și pantalona și ori albaștri, ori negri. Dacă nu aș avea îmbrăcăminte pentru copii, eu nu mai pot să le mai dau la școală. De multe ori râd de tăți de mine, dar ei nu știe crucea care eu o duc cu copiii. Cel mai greu moment a fost când m-a părăsit soțul. Că nu știam unii să mă duc, ce să fac cu doi copii mici după mine. Care este cea mai mare nevoie a ta acum? Lemnele și îmbrăcămintele la copii. Soba mea nu e bun. Asta iarna am băgat, cred că vreo 5 faitoane de lemn. Aceeași temperatură oare soba, nu dă căldură, nu știu ce. Asta e cea mai mare dorință mea. Lemnele și îmbrăcămintele la copii, atât pentru școală. Deci dacă nu am îmbrăcăminte la școală la copii, nici nu pot să le mai dau la școală. Cum reacționează oamenii când ajungi la poartă la ei și cerșești? Foarte urât, foarte urât. Te înjură, te scuipă, te alungă și pun capul în jos și plec. Primăria te ajută cu ceva? Nu. Am fost la primărie de 2 ani și ceva de zile în continuu, dar mi-a spus primarul, nu poate să-mi fac absolut nimic până nu aduc hârtiile de divorț. Și nu am ce să fac, pentru că un divorț acum costă foarte mult. La notar costă 9 milioane. Eu n-am de unde să scot 9 milioane. Eu dacă nu știu carte, dacă sau alfabetic, tot să-mi închide ușa în nas. Vreau să dau lecții la copiii mei, ca să aibă școală, să nu fii ca mine o alfabetică, că e urât ca să fii un om cerșător. Văd că hainele le ții pe sobă, nu ai dulap? Da, domnul Sam. Vara le țin aici, dar la iar le țin prin saci, le țin prin cutii. M-aș ruga din toată inima ca dumneavoastră să puteți să mă ajutați. Plouă? Plouă, uitați cum plouă. Rog pe toți oamenii care ne privește acum să poată să mă ajute și pe mine cu îmbrăcăminte la copii pentru școală, cu un cuptor ca să pot să coc pâine la copii, lemne și mâncare pentru copii. Noi suntem din Mitoc, județul Suceava, strada Morarului, numărul 6. Manuela este o mamă singură cu doi copilași. Din păcate, soțul a părăsit-o, fugind cu o altă femeie. Au rămas doi copilași pe care Manuela îi crește și crește foarte greu pentru că, din păcate, nu mai poate să muncească în localitate, nu mai o cheamă oamenii la lucru pentru că totul s-a mecanizat și trăiește mai mult din cerșit în localitate cât și în împrejurimi. Ea neștiind să citească, neștiind să socotească, nu poate să lucreze nicăieri, se descurcă din cerșit și are nevoie
de suportul nostru, cei care dorim să o ajutăm. Și vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranța pentru romania.ro, unde avem deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru Marin Manuela și cu ajutorul donației dumneavoastră vom reuși să o ajutăm să-și poată cumpăra în mod special lemn de foc pentru iarnă, apoi are nevoie de o sobă, are nevoie de un cuptor electric să facă pâine la copii, are nevoie de îmbrăcăminte pentru copii, un dulap și rechizite școlare. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!